Eu zic că se rupe tocul. Nu se rupe. Ai mai făcut asta vreodată? Deci, oameni buni, ca să ne înțelegem, pentru bărbații care își găsesc scuze că nu pot să vină la sală sau că nu găsesc timp sau, mă rog, și eu îmi găsesc. Deci face pe tocul, face picioare pe tocul. Era și un filmuleț amuzant cu o tipă care ar lega pe bandă pe tocuri și într-o rochiță și bea vin, cu un pahar de vin de pe tocuri, adică poți să faci orice. Și așa vii când de la sală mergi la o întâlnire, te întâlnești și pleci. Da, uite, știi ce putem să facem? Putem să facem scări, adică cum e să faci scări? Nu cred. Fac 3 ore în pregătire pe zi scări, deci este mai specialty. Băiatule, 3 ore pe zi scări. Asta e pentru domnișoarele care se pregătesc să plece sau să vină acasă de la un party și nu le merge liftul. Pe scări. În pandemie, când nu erau scările, am urcat și am coborât 4 etaje până mi-au picat picioarele. Așa că dacă vrem, găsim soluții. Chiar mă gândeam că, uite, chiar credeam că e un mit ăsta, că voi de obicei, cei care faceți sport, urâți lifturile, adică scări direct, nu mai stai. Da. Faci cardio. Și vreau să spun și prietenilor, când vin la mine, veniți pe scări, nu cu liftul. Deci pe scări, nu cu liftul. Altfel nu-i mai primești în casă. Nu mai primești în casă, nici pisica, nimeni, nu. Nici pisica. Dar chiar, cum te vezi îmbătrânind cu pisica sau crezi că un băiat va fi suficient de puternic la un moment dat încât să te cucerească? Dar de ce nu și pisica și bărbat? E? Păi poate e alergic, mă gândesc. Atunci iau pisica. Ești încălțată în tocuri, ești îmbrăcată într-un kimono, practic. Nu are legătură și cu sportul. Ok, dar asta zic, nu e chiar echipamentul în care mă așteptam să te găsesc. Bun, când vine vorba de streetwear, despre hainele de stradă sau despre o fustă mai scurtă, să zicem, o rochie mai scurtă, e doar un mit sau fetele care practică acest sport pot fi în continuare feminine? Pot fi cu desăvârșire în continuare feminine, chiar dacă ești culturist, adică chiar dacă ești de 5 ori cât mine, poți să fii în continuare feminină, pentru că este vorba de, așa cum spuneam și anterior, ceea ce transmiți. Este vorba de încrederea pe care o ai în tine, este vorba de felul în care tu te privești în oglindă și în care îți alegi hainele. Atâta timp cât tu te simți bine, cu siguranță vei găsi destul de multă lume care să te placă așa cum ești. Pentru că părerile oamenilor sunt atât de diferite. De câte ori merg la concursuri în afara țării, văd monștri de femei. Efectiv, nu mi-aș dori să fiu ca ele, dar nu am cum să ne privesc admirativ. Dar sunt oameni cărora le place genul acesta de femeie. Eu sunt în cea mai mică categorie. Care sunt reacțiile pe care tu le strânești oamenilor, dar în general bărbaților? Cum se raportează la tine, să zicem? Niciodată ce-mi place mie nu place lumii și invers. Adică mie îmi place când sunt în perioada în care sunt cea mai definită, adică înainte de concurs. Mie îmi place să fiu extrem de slabă și de vascularizată și uscată până la os. Însă oamenii se uită la mine ca la un extraterestru, nu mai pare nimic feminin, fața se strigă cu totul, pentru că te dedică o mumie, ție s-o astră zigomatice, deci te strici la față complet, te părăsește fața. Însă mie îmi place corpul acela. Dacă întrebăm 10 persoane, toate cele 10 vor spune că mă preferă în off-season, adică în forma în care sunt acum, o formă mult mai feminină, o formă acoperită, dar totuși e fit. S-a întâmplat vreodată să ajungi într-un moment în care atât tu cât și partenerul tău de gen masculin să vă dezveliți corpurile, să zicem, iar el să fie intimidat de tine și de forma ta? De foarte multe ori. De foarte multe ori, mai ales dacă se întâmplă în apropierea concursului, este oarecum intimidant, pentru că e greu să fii atât de uscat. Adică am ajuns la Arnold la 2% grăsime corporală, aproape mori la 2%, fiindcă grăsimea este felul în care organismul se protejează de factorii externi. Așadar nu este normal să fii atât de definit și da, este ceva wow. Pui mâna pe piept. Deci, practic, inhibi bărbații. Lăsăm pe ei să zică. Este adevărat sau nu că bărbații care activează în acest domeniu există preconcepții cum că ei, cum să zic eu, n-ar fi chiar foarte, foarte bine înzestrați natural când vine vorba despre dimensiunile obiectului muncii, ca să zic așa, sau de la substanțele pe care le consumă s-ar putea să e un pic diminuată. De la substanțe poți avea disfuncții, însă nu are nicio legătură
dimensiunea cu disfuncția. În schimb, în condițiile de deshidratare, adică înainte de concurs, da, într-adevăr, e pe cale de dispariție, pentru că așa este normal. În schimb, nu știu ce să spun, probabil că pare puțin mai diferită decât restul, pentru că ei sunt mai mari și probabil că tindem să comparăm cu chestia de care este atașată. Nu știu cum să mă exprim. Întreg peisajul. Pentru că dacă vezi un tic într-o parcare plină de tractoare, s-ar putea să ți se pară mic. Dacă îl vezi printre trotinete, s-ar putea... Exact, da, exact. Deci depinde la ce ne raportăm. Vreau să-mi spui, în aserțiunea ta, trei bărbați din România care arată bine și place efectiv să te uiți la ei și zici: uite, îl apreciez pe băiatul ăsta pentru munca pe care o depune în fiecare zi în ceea ce privește sportul. Audai, Petru Păun, care este jos chiar acum, și al treilea, nici nu știu. Andy Constantin? Puțin prea sauvaj pentru gustul meu. Dar da, arată bine. Este, și este și masiv. În momentul în care ești înalt și longilin, cu membre lungi, este puțin greu să-ți vă masă musculară, ceea ce l-a reușit.